Bun, e timpul să-mi decorez papucii Crocs. Cerculețele astea ies grozav. O să schimb culorile acum. O să fie așa de colorați. Frumos! Și acum partea distractivă. Da! Uite cât de uimitor e! Mascara asta trebuie să arate bine. Ava! Te-am speriat! Ava, încerc să mă machiez. Ce rea ești! Doamne, cât de dramatică e! Și acum trebuie să repar asta. Trebuie să-mi șterg mascara de pe pleoapă și să o ia de la capăt. Tiptil, tiptil! O să pățească acum! Ava, ai aruncat cu o minge în mine? Nu, n-am fost eu! Ava, poftim, ia-le pe astea! Poate așa nu o să mă mai deranjezi! Acum, stai acolo, mănâncă bomboanele și nu mă mai deranja! Ok, pot să fac asta, Tina? Cum spui tu? A plecat! O să mă așez la măsuța ei de machiaj acum! Uită-te la mine, sunt Tina! Sunt așa frumoasă! Stai, uită-te la pensulele astea! Sunt Tina, îmi folosesc pensula de machiaj pe față! Mâncâtilă! Nu mă mai joc cu asta! Hei, ce-i acolo? E un mic sertar! Oh, nu! Mânerul de la sertar! S-a rupt! Rapid! Trebuie să-l ascund înainte să se întoarcă! O să mă așez pe el! Oh, nu! Sigur o să știe că eu l-am rupt! E așa fioroasă când e nervoasă! O să-mi rupă toate jucăriile! Nu! Nu-i rupe capul păpușii mele! Ea nu a făcut nimic! Ha-ha! L-am rupt! Asta pățești dacă-mi strici tu lucrurile! Nu! Trebuie să fac ceva! Nu vreau să pățească asta păpușile mele! Stai! Am bomboanele astea Skittles pe care mi le-a dat! Știu ce pot să fac! Pot să rezolv problema! O să folosesc forma asta cu buze și o să o umplu cu Skittles! Acum trebuie să am grijă când torn rășina epoxidică! Ok! Rășina s-a întărit și poate fi scoasă din formă! Ura! Buze cu bomboane! Îmi vine să le pup! Și acum o să pun buzele unde era mânerul! Mai bine mă așez iar pe canapea ca să nu mă prindă! Bun! Acum în sfârșit o să-mi termin machiajul! Stai! Nu mi-amintesc să fi avut buze sertarul meu. Par să fie ok pentru deschisul și închisul sertarului. E bine atunci, mă întorc la rujul meu. Ce? Ce naiba a pățit rujul meu? Oh, nu! Am uitat că i-am distrus rujul! Fugi! Ava! Uf, sunt așa de plictisită! Hei, lasă-mă să mă joc! Vreau și eu o tură! Of, numai bine... Poftim! Joacă-te cu pudra asta! Să zicem! Îmi trebuie ceva ca să-mi pun asta pe față! Așa, acum pot să pun! O, doamne, îmi distruge pudra! Of, acum m-am plictisit iar! E rândul meu să mă joc! Poftim, joacă-te cu ceasul meu! Mai am așa puțin până obțin scorul cel mare! Oh! E un sacrificiu care trebuia să fie făcut! Trebuie să fie ceva care să-i distragă atenția! Mă poate salva creionul 3D? Da! Cred că am o soluție! Ok, trebuie să obțin forma potrivită! Acum să o umplu! Trebuie să mă grăbesc până nu se întoarce ea! Încă puțin! Acum e timpul să o construim ca să fie 3D. Trebuie să fac corect liniile astea. Ok, bun. Acum niște împârligături deasupra. Iese chiar bine. Gata, uite, se pune și se scoate. Bun, cred că o să meargă. Oh, nu, uite-o că vine. Trebuie să ascund controllerul. Scuze, nu-l mai am. Păi, unde a dispărut? Of, ești rea. Iu, a mers. Pleacă. Acum pot să scot controllerul. Da, am avut dreptate! Popcornul ăsta e delicios! Unde e? Unde e? Poate e sub pernele astea! Ce faci? Nu mai da cu perne în mine! Ia să mă uit și sub picioarele tale! Degeaba, am căutat peste tot! Care-i faza? Mi-am pierdut un cercel! Nu-l mai găsesc! Păi, frunza asta seamănă puțin cu cercelul tău. Lasă-mă puțin, te ajut eu să rezolv problema. Ne salvează iar stiloul 3D. Nuanța asta de verde e superbă. Îmi place că lucește. Acum trec la partea cealaltă a frunzei. E distractiv să folosești o frunză adevărată.
Gata, acum o să scot frunza. Arată aproape ca o frunză reală. Acum o să atașez agățătoarea cercelului. Bun, o să mai fac unul. Acum pot fi purtați. Uite ce am pentru tine! Poftim! Arată bine! Ia să-i probez! Cum arată? Bine? Ce tare! Vai de mine, ce mult îmi plac! Parcă ar fi frunze adevărate! Ce drăguți sunt! Vezi? Nu trebuie să te mai stresezi! Oh, trebuie să mă asigur că totul e perfect! Ok, m-am întors! Cadoul ăsta o să-i placă garantat! O să intru pe furiș! Ghiși cine e? Ha? Ha? Hmm? Cine ar putea fi? E clar o persoană! Oh, Jake, tu erai! La mulți ani! Și ce crezi? Ți-am adus un cadou! Abia aștept să văd ce e! Sunt sigur că o să-i placă lingura asta! Oh, nu! Cum e posibil? Trebuie să-mi aduc aminte ce am făcut mai devreme! Wow, ce colier frumos! Sigur o să-i placă la nebunie! Cadoul de anul ăsta e excepțional! Stai puțin, asta e ora corectă? La naiba! O să întârzi, trebuie să plec! Ah, nu-mi vine să cred că am făcut asta! Ah, ce s-a întâmplat? Wow! Am apăsat atât de tare pe lingură că s-a rupt în două! Ce strălucitoare e! Cred că pot face ceva din ea! Ok, am un clește pe care o să-l folosesc ca să îndoi mânerul! Așa, s-a format o mică agățătoare! Acum o să torn în ea niște sclipici pentru că, evident, wow, cum arată! Așa, și s-a uscat complet! Wow, ce bine arată! A ieșit mult mai bine decât credeam! Ok, cred că am salvat situația! Ha? Ce face? Oh, a adormit! Dar tot trebuie să-i dau cadoul! O să o trezesc într-un mod distractiv! Wow, nu-mi vine să cred că sunteți toți aici! Uite ce cadou ți-am luat! Sper să-ți placă! Wow, mulțumesc foarte mult! E cea mai reușită petrecere de ziua mea! Deși avea dinții ascuțiți, lupul avea și o inimă mare. De aceea, când prințesa i-a mângâiat blana, lupul i s-a întins la picioare. Și de atunci înainte au rămas împreună. Oh, a adormit! Hai să o învelesc! Și să ies pe furiș din cameră! Oh, nu! Ce tare s-a auzit! Ah, te rog, nu te trezi! Piu, doarme în continuare! La naiba! I-am rupt păpușa! O să se supere rău când o vede! La naiba, ce fac acum? Ah, știu ce pot face! Hai la mine, păpușică, e timpul să te reparăm! Stiloule 3D, nu mă dezamăgi! De data asta, mare nevoie de tine! O să încerc să-i dau formă de solzi de pește! Așa, coada de sirenă va părea mai reală! Acum urmează aripioarele de la baza cozii! Galben pare a fi o culoare bună în prima fază, dar o să folosesc mai multe culori ca să arate bine de tot! Așa, acum ultimele retușuri! O să mai adaug puțin galben sus! Și am terminat! Oh, ce simpatic arată! Cred că o să-i placă rezultatul! Sincer, sunt chiar mândră de mine! O să las păpușica aici ca să o găsească! Somn ușor! Acum să mă furișez iar din cameră! Lupul vrea înghețată de cireșe! Aproape am terminat curățenia în camera asta! Ha? Ce-i aia? O firimitură? Salutare! Ți-a fost dor de mine? Nu cât sunt eu aici, firimitură obraznică! Ia-o pe asta! Ah, ceaiul ăsta e atât de bun! Mă simt bine și m-am încălzit! Ava? Nu! Nu pe masă, fără un suport! Oh, uite ce de urme pe lemn! Nu! Of, coșmar! Totuși, pot să-l previn! Ava, stai! Mamă, de ce ai făcut asta? Păi, încerc să fac curat și nu vreau să lași urme pe masă, așa că țineți ceaiul nițel cât mă gândesc eu. Ok, mi-a venit o idee. Așteaptă puțin, mă întorc. Am o felie de portocale uscată. Ce frumoasă e! Și acum o să-mi folosesc pistolul de lipit ca să fac un cerc în jurul ei. O să fie forma pentru rășină. O să torn toată rășina înăuntru și pe deasupra feliei. Așa, acum aștept să se întărească. E gata! I-am pictat și marginile cu auriu ca să fie și mai frumoasă.
Scumpo, am rezolvat problema. Uite, am făcut un suport. Oh, ce frumos e! Stai să iau o gură. Și acum să testez suportul. Wow, e grozav! Ah, slavă Domnului! Oh, ador floricelele! Sunt gustarea sărată perfectă! Of, se pare că uneori câștigi, uneori pierzi. Oh, bună, draga mea! Ești pregătită de dans? Hei! Oh, scuze! Oh! Stai puțin! Nepotul meu are o chestie de asta. Ai nevoie doar de un pistol de lipit și niște culori vesele. Umple câte buline vrei. Perfect! Acum sunt gata. Aproape. Vrei să-l probezi? Poftim! Mi se potrivește perfect! Îl ador, mersi! Să mergem! Am căzut și nu ne mai putem ridica! Aproape am terminat de spălat vasele. Fiu! Oh, nu, încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine, încă una. Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult. Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow, e întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici, o să-mi folosesc stiloul 3D. O să acopăr crăpătura. Are aceeași culoare, deci nu se prea vede. Și apoi o să continui de-a lungul mânerului. Pe margine, nu e nevoie să pun foarte mult. Așa, am terminat o parte, acum trec la cealaltă. O să fac același lucru și aici. Și partea asta e aproape gata. Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos. Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine. Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ți-i drept, acum e mai ușor de ținut în mână! Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Îmi place să mă concentrez când desenez ceva! Oh, hei! Ce faci acolo? Nu, nu te uita! Nu e suficient de bun? Ei, na! Hai, lasă-mă să-l văd! Cât de rău poate fi? Ok, uite! Wow! Arată extraordinar! Te pricep la desen! Oh! Dar ai cam făcut mizeria aici, Jake! Știu! Dar stai așa, se rezolvă! Așteaptă puțin, o să fac ceva. Mai întâi trebuie să ascut creionul ăsta. Așa, am obținut o spirală drăguță. Acum o să o lipesc de un inel. Uite, parcă ar fi o floare. A ieșit mai bine decât mi-am imaginat. Voilà, ți-am făcut un inel. Nu cred, ce bine arată. Nu-mi vine să cred că ai făcut așa ceva din resturi de creion. Bună. Un tip? Poftim! Să vedem ce pot să fac aici. Ok. Ce vezi? Cărțile! Super! E în regulă. Ok. Stai liniștită, globul de cristal spune tot. Arată-mi ce e dragostea, globule de cristal! Trebuia să se întâmple chestia aia? Ce chestie am văzut! Ar trebui să plec! Stai! Simt ceva! Da, aia e! Ia niște rășină epoxidică și pune în ea niște colorant alimentar roșu. Apoi amestecă-le bine. Frumos, nu? Apoi toarnă amestecul în ce formă vrei tu. Și după ce s-a întărit, scoate obiectul din formă. Dar n-am terminat încă. Lănțișorul e gata. Privește! Îl ador, e perfect! Mă place? Mulțumesc! Distracție plăcută! Pa, să mergem! O nouă zi la birou!
Poftim, ia chestia asta! Stai! Sărută-mă! Tu ești adevărata mea iubire! Bun, hai să începem prin a pune toate acadelele astea în acest bazin. Acum e timpul să adăugăm rășina epoxidică. Vrem să ne asigurăm că o turnăm peste tot. Cred că ajunge! Acum să vină bomboanele! Sunt atât de frumoase și colorate! Se presară și ele peste tot și apoi trebuie să așteptăm să se întărească. Tadam! O ramă de fotografii nemaipomenită! Ok, sunt gata pentru petrecerea asta grecească. Cred că-mi trebuie mai multe bijuterii. Nu, ăștia nu merg. Stelele? Nu, nici ele nu se potrivesc. Dar lănțișorul ăsta? Of, nici ăsta. Hei, arăți așa de bine. Ia uite ce bijuterii am. Wow, arată uimitor. Eu am doar chestiile astea. Nu se potrivesc deloc cu ținuta mea. Ah, păi, cred că putem face ceva în privința asta. Creionul 3D vine în ajutor. Bun, o să folosesc bustul lui Nefertiti drept model. Ok, acum o iau în direcția asta. Vezi? E o frunză. Și acum trec la următoarea frunză. Astea ies grozav. Așa, ultima-i gata. Vezi? Știam că putem face ceva uimitor. Mersi, e fix ce-mi trebuia. Și tu ce părere ai, domnule unicorn? Ei bine, tortule pisicuță, cred că e o idee grozavă. Da, hai să sărbătorim cu niște pupici de unicorn. Hai să organizăm o petrecere dansantă cu unicorn și tortul pisicuță. Ce-i asta? O să ne arate ceva. E o husă de telefon unică, ediție limitată cu unicorn. Vai de mine! Wow! Acționați acum! Avem un stoc limitat pentru prețul redus de 200 de dolari. Sunați acum! Am nevoie de ea acum! Ce e? Ce e? Ce s-a întâmplat? Te-ai lovit? Ok, termină! Ce e? Uită-te la TV! Vreau chestia aia! Ha? Glumești? 200 de dolari pentru husa aia de telefon? Nu e așa că e grozavă? Vreau una! Te rog! Bine, scumpă, stai să văd câți bani am! Ura! Abia aștept să am o husă de telefon cu unicorn! Mama e super bogată! Pun pariu că poate să-mi cumpere două! Nu, trei! Ha? Aoleu, scumpă, ai speriat-o pe mami! Așa, se pare că mami nu prea are bani. Nu pot să iau husa aia de telefon, e prea scumpă. Ce e chestia aia? S-ar putea să meargă. Bună, am nevoie de două huse de telefon. Hei! Stai așa, scumpă, mami are un plan. Bun, am o formă de unicorn și am niște rășină epoxidică. Trebuie să mă asigur că torn suficientă rășină ca să umplu toată forma. Așa, acum trebuie să aștept să se întărească. Stai să-l scot din formă ca să văd cum a ieșit. Foarte frumos! Acum o să lipesc pe husa de telefon lângă ceilalți. Perfect! Cred că o să-i placă la nebunie. Tina, uite ce am pentru tine! O surpriză! Wow! O husă de telefon cu unicorn! E și mai tare ca aia de la TV! O ador! E cea mai tare! Iu! Stai! Ce e la TV acum? Husele de telefon sunt demodate! Acum avem căști distractive! Ascultați muzică în timp ce purtați niște urechiușe simpatice! Wow! Fix ca tortul pisicuță! Ce-ar fi o petrecere în pijamale fără o bătaie cu perne? Părul meu! Mi-a fost compromisă vederea! Prea mult păr, frate! Ok, stai așa, am nevoie de un minut! N-am un elastic de păr pe aici? Merge și asta! Nu te grăbi! Eu am văzut-o prima! Dar eu am mai mare nevoie de ea! Dă-mi-o! Ia uite ce ai făcut! Dar poate că există ceva mai bun! E timpul pentru cutia cu planul B! Avem nevoie de ajutorul tău, creion magic! O să fie grozav! Întâi ne trebuie niște linii ondulate. Apoi, închide-le și colorează-le. O să aibă sens imediat! Folosește vopseaua albă ca să faci inimioare micuțe. Nu-i așa că sunt adorabile? Ok, încă una. Ce e o creație fără puțină strălucire? Apoi, prinde capetele unul de altul.
și prinde-ți-o în păr. Nu mai intră părul în ochi! Wow! Mamă! Bătaia reînceput! Ce bun sunt ursuleții ăștia gumați! Hei, uite ce trofeu am câștigat! Ha-ha, îți vine să crezi? Nu e așa că e extraordinar? Ești impresionată? Da, sunt! Uite, poate fi umplut cu ursuleți gumați! Poftim? Nu! Ce bun e! Uite pentru ce am câștigat trofeul! E pentru cel mai bun scafandru! Eu sunt cel mai bun scafandru! Oh, wow! Am înțeles acum! Ce tare! Și chiar voiam să-ți dau ăsta! Wow, ce vreloc extraordinar! Tu l-ai făcut? A fost foarte ușor de făcut! Am folosit o punguță de plastic în care am pus niște scoici mici. Apoi am adăugat niște rășină epoxidică bleu. Am turnat-o direct în punguță peste scoici. Parcă ar fi apa oceanului. Ok, cred că e suficientă. Apoi am așteptat să se întărească. Gata! Apoi am dat jos punguța de plastic. Și apoi am adăugat brelocul în sine, evident. L-am prins de colțul superior și... voilà, e gata! Uite, se potrivește la fix prins de toarta trofeului. Oh, wow! Acum trofeul meu arată și mai bine! Ai dreptate! Ce zi extraordinară! Mulțumesc mult, scumpa mea! Zana mi-a luat toată tema. Poftim? E încă în pat? Dar uite cât e ceasul! E 7:30! A dormit prea mult! Tina? Tina, scumpă, trebuie să te trezești! O să întârzi! Încă 5 minute! Bun, așa deci! Tina, dă-te jos din pat! Wow, mama știe să cânte rock! Of, de ce e atât de multă gălăgie? Ha? Cine e acolo? Bună dimineața, scumpă, e timpul să te trezești! Poftim? De ce? De ce? Scumpo, uită-te la ceas! E 7:30! Orarul e foarte clar! Trebuie să te trezești la 7! Ah, da, orarul și școala și alte chestii! Exact, toate chestiile alea! Acum, haide! Trebuie să te îmbraci! Ah, mamă, termină! Pot să mă îmbrac singură! Nu sunt bebeluș! Oh, ce frumoasă ești! Ca o mică prințesă! Îmi plac hainele astea! Mersi, mama! Vai, părul ăla! Trebuie să facem ceva în legătură cu el chiar acum! Nu te mișca! Nu! Mamă, pleacă de aici cu perile alea rele și fioroase! Îmi rănesc capul! Trebuie să facem ceva cu părul tău! Stai puțin! Poate chiar pot să fac ceva ca să-ți îmblânzesc părul! Mi-a venit o idee! Mama se întoarce imediat! Ok, am formele astea pentru agrafe. E timpul să adaug niște bombonele. O să le umplu cu bombonelele și acum cu rășina. O să folosesc rășina epoxidică transparentă ca să se vadă bine culorile bombonelelor. Vreau să mă asigur că toate bomboanele sunt acoperite complet și că formele sunt umplute până sus cu rășină. Așa, sunt gata. Trebuie să pun clapele și să le las să se întărească. Pot fi scoase din forme. Au ieșit atât de drăguți. Scumpo, uite ce poți să-ți pui în păr. Agrafe cu bomboane. Sunt făcute din bombonelele mele? Wow, le ador! Sigur că da. Ține-le tu în timp ce-ți periezi părul ca să ți le pot prinde. Acum hai să folosim o agrafă. Una pe partea asta și apoi alta și pe partea cealaltă. Ura! Am bomboane în păr! Ce cool! Mersi, mamă! Normal! Și ești atât de frumușică! Oh, nu! Trebuie să te duc la școală! Haide, grăbește-te! Pardon! Vreau să ajung la dulapul meu! Ce ciudată e! Învață pe hol! La naiba, sună clopoțelul! Hei, cum mi s-a prins fusta în ușa dulapului? Of, e prinsă bine! O să trag așa de ea! Ah, am rămas fără fustă! Nu, nu e o idee bună! Oh, a rămas dită mai gaură! Ia stai așa! Da, stiloul 3D! Ce bine că l-am luat cu mine la școală! O să desenez un model simpatic în jurul găurii din fustă! Apoi o să încep să-l umplu. Trebuie să mă asigur că acopăr gaura. Ok, acum următoarea culoare. Și acum acopăr și partea asta de gaură. Așa, am acoperit gaura. Acum o să-i adaug câteva detalii. O să umplu urechile. Și o să-i desenez ochișorii. Să nu uit nici de bot și gură. Oh, ce adorabilă-i vârtița asta! Am acoperit gaura și acum am o fustă super simpatică. Mulțumim pentru tort! Nu uitați să vă puneți o dorință! Gata! Sper să se împlinească!
Și tatăl vostru are un cadou pentru fiecare. Am? A, da. Asta e tot ce am. Glumești? Scuze, copii. E ok, mama. Măcar avem tort. Poate merge să facem ceva. Am văzut anunțul ăsta. Dar părul tău frumos. E singura cale. O să crească la loc. E pentru copilașii mei. Nu e corect. Mersi, iubire. Nu vă faceți griji, copii. E ok. Cadouri? La mulți ani! Asta e cea mai bună zi de naștere din lume! Mersi! Oare ce-o fi? Suntem niște părinți buni! Privirea lor merită din plin! Wow! E un creion 3D! Și eu am primit o păpușă! E un cadou grozav! Mersi! Cu plăcere! Hai să mergem la plimbare, păpușico! Am o idee! Folosește un creion 3D ca să desenezi niște linii orizontale subțiri. Îndreaptă-te în jos pe foaie până când obții forma asta. Apoi mergi pe laterale. Când ai terminat, creează niște forme mai mici ca acestea. Lipește-le una de alta și ai un scaun. Ideal pentru o păpușă. Poate păpușica vrea să se așeze după plimbare. Ce drăguț! Mulțumesc! E uimitor! Acum poate să mănânce niște tort. Ești cel mai bun frate din lume! Ah, fugi! Ne-a udat ploaia! Cred că s-a oprit! Ce bine! Da, a plouat rău de tot! Oh, nu! Tabla mea de șah e complet distrusă! Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva! Știi ce? Stai aici! Mă întorc imediat! La naiba! Așa, sunt aproape gata! Trebuie doar să izolez zona! Mănuși, sunt gata! Să trecem la treabă! Mi-am ales matrițele și acum o să adaug niște sclipici în amestecul ăsta. Ok, acum o să încep să-l torn în matrițe. Nu prea mult, acum trebuie să mai prepar o nuanță. Cred că una mai roșiatică. Și, evident, o să mai adaug și sclipici. Ok, bun, acum o să torn amestecul în a doua matriță. Perfect, acum trebuie doar să le las la întărit și cred că sunt gata. Da, se scot ușor, arată super. Acum trebuie să fac mai multe. Începe să arate a tablă de șah. Acum am nevoie de rășină transparentă. Pare a avea consistența potrivită. O să-l torn în matriță. O să umplu tot pătratul ăsta mare care conține pătrățelele făcute deja. Și trebuie să am suficient de multă rășină. Ok, am umplut toate colțurile, pe excepția ăstuia. Da, e gata! Wow, ce bine arată! Hei, nu mai fi trist! Ți-am făcut o tablă de șah nouă! Tu ai făcut-o? Pentru mine? Wow, e foarte tare! Hei, vrei să jucăm? Nu-mi plac furnicile... Ce-i aia? Alarma! Se pare că e timpul să mă trezesc. Unde mi-e telefonul? Ok, hai să oprim alarma asta. Ce naiba? Of, unde mi-e iar telefonul? Acolo era sub plapumă. Of, e greu să te trezești. Iar îmi lipsește telefonul. Ce naiba? Cum te mi-a ajuns în păr? În fiecare zi nu-mi găsesc telefonul. Ce-ar fi dacă aș putea să-l fac să stea aici? Pun pariu că aș putea rezolva treaba asta. E timpul să-mi scot creionul 3D. Ok, trebuie să încep cu liniile astea. Și acum o să iau înainte și înapoi. Așa, am făcut un model. Arată cam ca o gofră. E timpul pentru următoarea culoare. Asta are același model, doar că e mai mică. Bun, încă una e gata. E timpul pentru o altă culoare. Astea sunt și mai mici. Acum să începem să le asamblăm. Astea sunt toate piesele mele. Bun, e timpul să-l testăm. Atârnă perfect de patul meu și telefonul intră în el. E o nouă zi și telefonul meu e chiar aici. A sunat clopoțelul, trebuie să plec. Mi s-a prins fusta în ușa dulapului. Haide, n-am timp pentru asta. Am spus, haide. Nu. Da, cheia. Unde e? Evident, sigur e în geantă. Trebuie să fie pe aici, pe undeva.
Ok, deja devine ridicol. Nu găsesc. Stai, am o idee. Mă duc să o caut. Ia să vedem. O pungă de chipsuri. Cărți? Trebuie să mai înaintez. Uite-o, am găsit-o. Iu, în sfârșit. Ce greu a fost. Așa, am deschis în sfârșit dulapul. Stai, cred că am o idee mai bună. O să-mi folosesc stiloul 3D și un desen cu inimioară. O să urmez conturul. Super! Acum o să-l umplu. Asta e partea mea preferată la stilourile 3D. Îmi place mult să trasez liniile mai lungi. Vreau să arate bine, deci nu trebuie să am goluri. Ok, inimioara e gata. Acum o să-i adaug un inel de chei în vârf. O să-l prind bine cu stiloul 3D. Așa! Brelocul e gata și poate fi folosit. Ce simpatic e! Și partea cea mai tare e că n-o să mai pierd cheia. Oh, wow! Se schimbă vremea! Vine furtuna! Ah! Pălăria mea! Vino înapoi! Opa! E cea mai tare călătorie a unei pălării! Of, nu cred că se mai întoarce pălăria mea. Eh, măcar mi-am făcut cumpărăturile. O să tai pepenele ăsta. Oh, uite ce culoare intensă! Miroase așa de proaspăt! Ha, cred că mi-a venit o idee bună! O să întorc invers pepenele ăsta și o să-mi folosesc creionul 3D! Desenez o linie de pe coajă până pe masă! Așa, am făcut în jurul întregii bucăți și acum o să încep să umplu triunghiurile! Ador să umplu formele! E așa distractiv! Gata, am acoperit toată forma. E timpul pentru niște decorațiuni drăguțe. Așa, și am terminat. Ura! Pepenele m-a ajutat să-mi fac o pălărie nouă. Oh, e așa drăguță. O ador. Sunt pe cale să câștig. Ah, oh, e timpul pentru o mică pauză. Holbatul la ecrane mă adoarme. Oh, da. Interesant. Oh, ce-a fost aia? N-a fost pisica, nu? Ochelarii lui Madison! O să mă omoare! Eu și fundul meu mare! Dacă mă gândesc mai bine... Creionul ăsta ar trebui să repare chestii. Mai întâi, conturează lentilele așa, apoi pune și pe margini, continuă până când înconjor toată zona. Pare ceva cunoscut? Acum mai trebuie doar să le conectezi. Și acum părțile pentru urechi. Și ești gata! Eu zic că arată genial! Ușurel, ușurel! A fost cât pe ce! Sunt fix pe mărimea ta! Am dormit cu ochelarii pe nas? Oh, Doamne! Ha, ce ciudat! Iu, mi-a ieșit! O rândă mititică de aplauze! Nu mă plictisesc niciodată de treaba asta! Uite ce de chestii! Cătușe? Aoleu! Oh, nu le vreau pe astea pe aici! Mă rog! Nu mi-amintesc să-i fi cumpărat pe ăștia! În cutie cu voi! Ojă! N-am nevoie de ea. Sunt destule în cutia asta. Gata. Ce-a murit aici? Puiul ăsta de somn m-a revigorat. Mai multe chestii? Tare! Dar am nevoie de și mai multe. Ce e în șmecheria asta? Opa! Da, sigur. Ojă? Clar mi-ar fi de folos. E timpul pentru manicură. Dar nu genul ăla pe care îl știi tu. De data asta decorăm degetele. Vezi dunga aia de ojă? Lasă-o să se usuce și să se întărească. Și pune-o sub o lampă UV. N-ar trebui să dureze prea mult. Acum scoate-o și treci la partea distractivă. Decorarea.
O astfel de pensulă mică merge cel mai bine. Nu-i așa că inimioara ei adorabilă? E posibil să dureze nițel, dar merită. Vezi? Acum ai un inel nou. Sau două. Respiră pe gură! Huh? Sunt fabuloase! Inelele alea sunt extrem de frumoase! Astea? Îți dau bani pe ele! Tu prima? Tu? Ok, fie! Ura! Sunt bogată! Pot să le spăl! Poftim! Vreți și voi mai multe inele? Slavă domnule că am ajuns acasă! Ce zi lungă! Unde-mi sunt cheile de la casă? Ce caută chestia asta aici? Nu-i asta! Nu asta! Nu! Nu! Categoric nu! Of, ce naiba! Nu le am! Deschide-mi ușa! Vreau să intru, mamă! Melodia asta e preferata mea! Ha? Ce e ciocănitul ăla? Ah, cred că e cineva la ușă! Inutil! Ah! Auci! Bună, mamă! Ava, scumpo, ce se întâmplă? Stai așa să mă ridic! Scuze, mi-am pierdut cheile! Ah, înțeleg, poate fi frustrant! Hai să vedem dacă le putem găsi! Poate mi-au căzut când mă încălțam de dimineață! Ți-au căzut cumva în toaletă ca data trecută? Trebuie să verific sub pat, mereu ajung acolo chestiile! Eh, poate pe undeva, prin bucătărie? Oare sunt în dulăpioare? Sau sus? Nu! Oh, nu sunt cheile mele, dar e o ciocolată delicioasă! Zac! O să fie foarte gustoasă! Nu aici! Ha? Ce e zgomotul ăla? Ah, bună, mamă! Vrei niște ciocolată? Ah, nu, scumpo, e ok! Hei, stai puțin! Cheia de la casa târnă de ghiozdanul ei! Ava! Oh, wow, le-ai găsit! Poftim, ia niște ciocolată drept recompensă! Eh, mersi! Ah, de fapt, mi-a venit o idee! Am bucata asta de ciocolată și am pus un ineluș. Acum o să o scufund în niște rășină epoxidică și o transform într-un preloc. Acum nu o să mai piardă niciodată cheile. Ava, uite ce am pentru tine! Wow, mi-ai făcut un preloc din ciocolată! Îl ador, dar nu la fel de tare ca pe ciocolata reală pe care o pot mânca. Cu mare plăcere! Da, revin la melodiile mele pentru gătit! Ce tare-i dansul ăsta! Sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet! Ce tare! E noua mea pereche de Crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador! Wow, ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori! Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut două petale, trec la următoarele. Prefer un model orizontal. Și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul. Oh, ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună. Mai întâi o să-i fac conturul cu negru. Arată bine! Acum partea de sus cu verde. Și evident roșu pentru fructul în sine. O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da! Arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim! Ia și tu una! Oh, mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit! Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc! Ce tare! Oh, a, da! Am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Asta-i seara cea mare! Vai! Sunt sub brațele mele? Ăsta ar trebui să-mi înlăture mirosul. Gata! Acum și-o să vină! E timpul! Intră acolo, micuțule! Vine! Bună! Bună!
Iubire, nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! Mănâncă niște desert! Ok, deci azi la muncă? Aha! Nu l-am ghitit, nu-i așa? Ce e? N-ai văzut inelul? L-am pus în desertul tău! Nu e de bine! Nu! Lănțișorul tău! Poftim? Nimic! Stai așa! Vezi placa asta de îndreptat părul? Învelește-o în hârtie cerată și bagă niște mărgele în interior. Apasă! Wow, super! Acum dezlipește-o întreagă, apoi înfășoară-o pe o cariocă. S-a întărit, vezi? Betty? Ce e? Vrei să mă faci cel mai fericit bărbat din lume și să te căsătorești cu mine? Ce e? E timpul să fac un pic de curățenie. Hei, stai puțin! Oh, nu! Toate lucrurile mele sunt amestecate! Ar trebui să-mi verific și cutia de bijuterii. Uf, ce dezastru încurcat! Cred că trebuie să mă apuc să le descurc. Hei! Ce mai faci? Nu fac bine! Bijuteriile mele sunt super încurcate! Ah, trist! E, măcar pot să-ți țin companie! Hei, ține-ți așa mâna pentru mine! Mersi! Acum poți să le agăți pe astea pe degetele tale! Wow, ai multe bijuterii! Cred că ai nevoie de o organizare mai bună! E timpul pentru creionul 3D! O să încep cu desenarea unui oval, apoi o să adaug straturi ca să-l construiesc! Înainte și înapoi, înainte și înapoi! Ok, bun! Acum și niște cercuri deasupra! Trebuie să le construiesc și pe alea! Continui să mă rotesc! Bun, ăla-i gata! Acum să-l termin și pe al doilea! Așa, ultimul deget e gata! Wow, mâna aia e și grozav! Hei, uite ce ți-am făcut! Uite, vezi? Bijuteriile tale pot sta organizate! Wow, e uimitor! Acum pot să-mi pun toate bijuteriile aici! E și super distractiv! Mult mai bine! E aproape gata? Da, am cam terminat! Grozav! Stai! Mama o să ia razna când o să vadă tatuajul ăsta! Alo, e cineva acasă? Ce? Scuze, mă panichez! Ok, inspira adânc! Mersi! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Ia un mulaj din cauciuc ca acesta și umple-l cu ursuleți gumați colorați. Eu aleg o grămadă de nuanțe diferite. Pune-i peste tot în această bandă. Apoi toarnă cu grijă rășina epoxidică peste ursuleți și umple forma până sus. E gata să fie purtată! Nu-i așa că e cea mai simpatică? Și mi-acoperă perfect tatuajul! Super! Îl acoper! În fine! Betty, ai venit acasă! Bună, mamă! Un tatuaj? Ăla e mic în comparație cu al meu, vezi? Wow, ești cea mai tare! Așa, mama, așa, fică! Wow, ia uite ce de chestii superbe! Fluturașul ăsta e clar genul meu! Dar de ce să mă opresc aici? Adică, pentru ce sunt degetele, nu? Arăți grozav! Dar cum rămâne cu mine? L-am făcut singură pe micuțul ăsta? Ăsta e mai impunător! Poate că prea mult! Oare asta merge? Of! De ce am mai încercat? Stai puțin! Știu! Desigur! Vezi inimioara asta? Conturează cu creionul tău de lipit. Eu aleg roșu. Acum colorează-o. Urmează coroana. Potrivită pentru o regină, cred. Vai, cât de adorabilă e floarea asta.
Poți folosi culori diferite dacă vrei. Să umplem petalele alea. Perfecțiune! Te întreb ce e asta? E partea care se pune pe degetul tău. Acum, mai ții minte inimioara făcută? Pune o picătură de lipici aici și lipește inelul peste. Uită-te la tine! Creezi bijuterii! Ce adorabil! Îți vine să crezi? 4 inele realizate manual, frate! Ha? De unde le-a luat pe alea? Doamne! Sunt unicate, nu? Pot să-l provez pe ăsta? Îl ador! Surorile inelelor! Ok, e timpul să creez ceva artistic. Am nevoie de tot lutul meu. Da, ok, stai să încep cu ăsta. Și cu ăsta, și cu ăsta. Îmi plac toate culorile. Wow, asta e cea mai reușită sculptură pe care am făcut-o vreodată. E un unicorn perfect. O prințesă unicorn, de fapt. Ok, acum trebuie să fac niște detalii cu sculele mele. Scumpă, știu că lucrezi intens, dar ți-am adus o gustare. Un mini tort pentru tine. Îl vrei? Delicios, mersi, mama. Stai, dar cum te mâncăm tort? Ah, știi tu, pentru că azi e o zi foarte specială, normal. Ziua mamei. Ziua mamei? Oh, nu, am uitat. Nu i-am luat mamei un cadou. Trebuie să fac ceva. Poate e ceva aici? Of, am doar lut și hârtie și creioane colorate. Stai, poate reușesc să-i confecționez ceva. Mamele adoră chestiile astea. Bun, am făcut o feliuță de pepene roșu. E fructul ei preferat. Acum trebuie să o pictez cu niște rășină epoxidică pe deasupra ca să fie protejată. Așa nu o să se mai îndoaie lutul, ci o să stea ferm. Uite, am creat un lănțișor. Ce drăguț e! E timpul să-i dau mamei cadoul meu. Trebuie să recunosc, această zi a mamei e cam dezamăgitoare. Mamă, ghici cine e? Fica mea Tina. Ai dreptate, la mulți ani de ziua mamei ți-am confecționat cadoul ăsta. Oh, doamne, nu pot să cred că ai făcut tu lănțișorul ăsta. Ești atât de isteață. Îl ador, nu o să-l mai dau niciodată jos. Mersi mult, Tina, e cea mai frumoasă zi a mamei din lume. Unghiile astea sunt pilite. Roșu sună bine. Oricum, cui trebuie un salon? Oh, mie se pare așa de neîndemânatică. Frate, uja asta nu se ia. Șterge-te! Tot acolo? E timpul să scot artileria grea. Așa mai merge. Oh, n-are niciun rost. Oare mai poate fi salvată? Poate că trebuie să devin creativă. Să fiu iscusită. Îmi voi face propria husă cu acest creion de lipit util. Seamănă deja cu o husă. Să nu uităm de margini. Poți folosi ce culoare vrei. Asta se asortează cu ținuta mea. Ce mai faci, dragă? Cum e posibil? Trebuie să citesc mai departe ca să înțeleg. Ok, da, are logică, acum am înțeles. Poate dacă... Au! Capul meu! Au! Clasa elevilor cool? Vai de mine! Ok, ok, păstrează-ți calmul. Asta ar putea fi șansa mea. O să intru. Vai de mine! E extraordinar! Ce de oameni interesanți sunt în clasa asta! În colțul din spate se fac tatuaje. Și tipul ăla are o chitară. Ce tare! Așa, așa, o să fie cel mai tare tatuaj. Oh, pare dureros, sper că a sterilizat acul. Oh, pare de treabă. Sau poate nu. Wow, l-a bătut pe tipul ăla la Skanderbeg. Vai de mine, ea e profesoara de fapt. Ce? Un cod vestimentar? Și care sunt cerințele? Ia să vedem. Ah, piercinguri. Multe piercinguri. Ce mă fac? Nu sunt destul de interesantă pentru clasa asta. Dar am făcut toate temele astea. Hei, stai puțin. Agrafa de birou. Vai de mine, clar pot face ceva cu asta. Așa, o să am nevoie de mai multe agrafe de birou pentru asta. 4 ajung, cred. Și o să am nevoie și de un clește. Am făcut cercurile astea și acum o să mi le prind de buze și de nas. Acum o să-mi schimb hainele și coafura. E timpul să mă prezint din nou colegilor de clasă. Ce tare!
Bun venit în clasa noastră! Super! Ești de acasă! Ce piercinguri tare are! Super! Ce mult îmi place de ea! Trebuie să-mi încerc norocul! Hei! Da, fă asta după oră, te rog! Ok, bine! Dar hei, așează-te în bancă lângă mine! Bun, tu treci! Poți intra! Distracție plăcută! Nu! Nu merge deloc! N-ai văzut semnele? Codul nostru vestimentar spune că trebuie să porți rochie! Trebuie să pleci! Haide! Of, ce tristețe! Nu știam! Acum ce mă fac? Hei, creionul meu 3D! Da, cred că ăsta îmi poate rezolva problema! Uf, ce muncă grea! Și acum o fundiță ca să o finisez! Da, așa, dar ochie! Scuză-mă, m-am întors! Wow! Cum ai făcut asta? Bine, se pare că respecti codul vestimentar acum! Bucură-te de timpul petrecut acolo! Wow! Rochia ta e așa cool! Mersi! Mi-am făcut-o singură! Ce club grozav! Ce? Le-am lăsat acasă? Astea sunt așa de demodate! Dar sunt mai bune decât nimic! Wow! Ai șefuit un muzeu sau ce? S-a zis cu astea! Creionul meu special! Câteva jeturi și voi avea o nouă pereche de căști! Vezi? Așa mai merge! Muzica asta chiar sună grozav! E doar un alt truc cu creionul! Wow! Fursecurile astea cu ghimbir miros extraordinar! Uite-o! Vai de mine! Ce drăguță e! Ce mult îmi place când își mișcă așa părul în slow motion și are ochelari cu dioptrii! Sigur vede foarte clar! Bună! Vrei un fursec? Da, mulțumesc! Ce bun e! Ia și tu o gură! Da! Ar fi extraordinar să se întâmple așa ceva! Unde-o fi clasa asta? Bun! E timpul să-mi încerc norocul! Hai că poți! Hai că poți! O să fie bine! Nu! Au! Ce rău am căzut! Pe ce am aterizat? Pe o formă pentru fursecuri! Wow! Ce frumoasă e! Apropo de asta, mi-a venit o idee genială! O să folosesc formele astea de fursecuri pentru a decupa o inimioară! Așa! Acum o să-i umplu centrul! O să folosesc o seringă ca să nu pun prea multă rășină! Așa! Lumina UV o ajută să se întărească mai rapid, dar am nevoie și de niște sclipici! Inimioarele, floricelele și steluțele astea sunt foarte simpatice! Acum o să pun deasupra încă o inimioară identică! Perfect! Ți-am făcut prelocul ăsta! Oh, wow! L-ai făcut special pentru mine? Îmi place! Tu și colega ta de clasă aveți gusturi similare, dar poate asta duce niște probleme! Pe curând! Hemingway e chiar interesant! Ce? Nu ți-mi minte să fi pus așa ceva? Nici măcar nu sunt majoretă! Stai! Ăla-i ghiozdanul meu? Și mi-a venit o idee grozavă! Desenează-ți numele și conturează-l cu creionul tău de lipit! Am ales un stil de litere amuzante! Și poți alege și culorile! Nu uita de zonele ascunse, cum ar fi în jurul lui E! Apoi e timpul pentru culori! Pune lipiciul în direcții diferite ca să vezi literele mai bine! Sau fă marginile mai pronunțate! Adaugă un contur și un lănțișor! Să vedem cine mai ia ghiozdanul greșit acum! Ăla nu e numele meu! Madison? Era cât pe ce, nu? Salvată de eticheta cu numele! Am uitat de ziua mamei mele! Ar trebui să am ceva pe aici! Se pare că nu! Ar trebui să am niște bani pe aici!
Bingo! E timpul pentru cumpărături! Îmi permit un telefon? O mașină nouă? Poate un trandafir? Mersi! Te aștept și altă dată! Ai ceva la 10 lei? Tocmai am vândut ultimul buchet! Hai, frate! Ți-au rămas niște petale! De fapt, știu! Nu arunca petalele căzute! Dă petala cu un strat de lac transparent, apoi bag-o sub o lampă UV! Bun! Ideală pentru a-i prinde baza asta de cercel! Super, nu? Atât de drăguți! Mama! Oh, bună, Betty! Am ceva pentru tine, mamă! Ce drăguță ești! Sunt minunați! Și atât de originali! Mulțumesc! Te iubesc, scumpo! E timpul să schimbăm afacerea! Bijuterii proaspete, luați-le cât sunt calde! Wow! Ha? Mi-a răspuns Cupidon în sfârșit la rugăciuni? Îmi stă bine părul? Oh, bună! Ah! Vai! Ieși din gura mea! Și părul meu? A fost o tornadă sau ce? Stai puțin! Știu ce va îmbunătăți situația! Salutare, vechi prieten! Vezi pixul ăsta? Folosește-l ca să-ți modelezi lipiciul așa! Continuă! Și după ce s-a uscat, desfă-l pe tot! Ar trebui să arate ca un mic arc! Pune niște lipici la un capăt și prinde capetele unul de altul! Ta-da! Adio, păr nebunesc! Unde rămăsesem? Bună! Wow! Bună!